ai frig și în rat și e o vreme de căcat. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Alba Fiechei Daragiu și astăzi vreau să vorbim pe o temă care de când mă știu eu pe mine m-a scos din sărite și anume, știi și tu vorba aia, aparențele nu contează, maică, contează doar ce e pe dinăuntru. Pe bune? Contează doar ce e pe dinăuntru? Păi dai aș fi catul fetei din prima bancă să vedem dacă magic e în limbă după mine. Eu ce scârbos! Stau într-o tavernă, bacă într-o cisternă și mi-e rău de mor. Aparențele nu contează, ba sigur că da, îmi pare rău să vă stric visele celor care sunteți cel puțin la fel de hidoși ca mine, dar aparențele contează și încă mult. Ce e pe dinăuntru intră cam pe locul 2 de multe ori, stai să vezi, păi de ce? Ei bine, să dăm un test amândoi acum în momentul ăsta, mergi la magazin, lăsăm prețurile deoparte și vezi asta versus asta, pe care alegi-o? Pam, pam, pam. Dacă ai ales ciocolata floșcăită, probabil că încă ai creier un service, dar ideea e că logic și normal e să o alegi pe aia care clar arată mult mai bine, dar din păcate pentru amândoi, cu toate că arată atât de bine, nu are nici pe departe gustul ălea floșcăite, care avea la interior ingrediente mult mai calitative și per total un gust mult mai bun. Nu, 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 nu. Tate, fă-mi bine, sprijină-mă bine, ca să vreau cu zbor. Ce înseamnă să fii frumos? Well, definiția cuvântului frumos o putem luată așa, din Dex. Sau pot să zic eu ce cred ce înseamnă acest frumos. Frumos înseamnă pentru început ambalajul în care te afli în momentul ăsta, da. Faptul că ești gras, urât, slab sau frumos, ăsta este unul dintre aspecte, dar desigur că apoi intră în joc și partea aia interioară, prea numită și frumusețea interioară, pe care mulți o folosesc ca scuze pentru propriile lor frustrări. Să fii o persoană super la interior caldă, desigur că înseamnă mult mai mult decât o față drăguță, dar mecheria e că indiferent cât de bun la suflet oi fi tu, faptul că nimeni nu se va apropia de tine să vadă asta nu o să te prea ajute. Acum, da, clar depinde și ce vrei să faci în viață, dar considerând totuși că ești o ființă umanoidă, înseamnă că prin definiție vei căuta atenție, vei căuta pe cineva să te înțeleagă, vei căuta prieteni, vei căuta apropiere față de alte persoane vii sau moarte, asta după caz. Mai direct sau mai puțin direct. Bine, ori exista și cazurile mele în care stau singur rece într-un colț fără să vreau să văd neapărat picior de om că intră pe ușa aia, dar până și tipurile astea de oameni au o mică dorință undeva de acceptare socială, care de multe ori se transformă într-o scuză proastă și rămâne la stadiul ăsta. Crede-mă pe cuvânt, știu prea bine. Ne fii amabil că mă calci pe mână, lasă-mă să beau. Spiritualitate, fără bani și acte, te-ai negat în timp și beau. Frumusețea vine de la interior. La fel ca o vorbă din strămoși, depinde. De obicei, a celor mai frustrați este că, vai doamne, frumusețea vine de la interior. Și da, adevărul e că da. Dar cine dracu stă două ore să vorbească cu tine despre nimic dacă arăți și miroși în halul ăsta? Ideea vine cam așa. Trăim într-un timp în care ambalajul contează mai mult ca niciodată. Poți să ai tu cel mai calitativ vlog, cea mai bună prăjitură, cel mai măreț intelect. Dacă cumva vrei să vină lumea la tine să te roage să le arăți ce ai, frățicule, asta nu se va întâmpla. Sau cel puțin șansele sunt atât de minuscule dacă nu depui tu mai întâi efortul ca lumea să descopere ce e bun la tine, well, să nu ai prea multe speranțe. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut. Cum să mă schimb? Bun, probabil eu unul, dacă mă uitam la clipul ăsta, până acum totuși îmi puneam o întrebare practică și anume, cum dracu să mă schimb? Ok, am o moacă nașpa sau am o cât un viezure și freza îmi stă de zici că e o statuie modernistică. Păi, în primul rând, hai să o luăm așa. Avem două părți, ok? O dată ambalajul și apoi mai avem conținutul ambalajului. Dacă ambalajul e decent, ai șanse ca lumea să ajungă la conținut. Dacă și conținutul e super, apoi, dragule domn sau doamnă sau ce-oi fi tu, tocmai ai făcut pe cineva interesat de tine. Felicitări, felicitări, un rând de aplauze, vă rog. Asta e tot ce poți să primești, pentru că sunt doar eu în toată casa și mai tesi care dă din coar dacă te ajută cu ceva. Poftim. Și mă uit la tine, cred că nu-mi e bine, nu înțeleg nimic. Ambalajul, hai să-l punem în niște mici categorii. 1. Corp în general. 2. Cum să te îmbraci. 3. Cum să miroși. 4. Cum să vorbești. Și în ultimul rând, 5. Care e vibe-ul pe care îl dai după acel puțin timp de interacționare cu persoana aia, oricare ar fi acea persoană. O să încerc să fiu cât mai scurt posibil și la obiect, ok? 1. Corp în general. Dacă ești gras sau slab, oamenii tind să aibă
niște standarde fair sau unfair există. Un sport mereu m-a făcut cel puțin pe mine să mă simt mult, mult mai bine. Îl încurajez din toate punctele de vedere, la fel și cu tenul. Problema pe care eu personal o am de când mă știu, și anume coșurile. Dacă ai coșuri, amin, fă scruge să te binecuvânteze Dumnezeu și măicuța Domnului, fratele meu, că dacă nu se repară de la sine sau un naturist, mergi la un dermatolog, te rog eu, ia un tratament, dă-le încolo de coșuri fără să dispară, că numai frustrări poți aduce. 2. Cum să te îmbraci? E un fel de step 2, că practic hainele astea le cam pui pe un corp și dacă ai formele nașpa, va trebui să ajustezi hainele după formele alea nașpa. Dă-și tu un research pe net și vezi ce frizuri se potrivesc pe forma capului. Nu mai lăsa pe măta să te tundă, că uite ce castroane ies. La fel și cu hainele, vezi ce culori te prind. Nu lua chestiile mult prea strâmte, că poate nu toți oamenii din tramvai vor să se holbeze la chiloții tăi trași până în măduva spinării. Vai ce am putut să văd în 41, nici dracu nu mai scoate din cap imaginile alea horror. Așa că cu reminder, nu trebuie să dai o avere pe haine ca să arate mișto. Ia până la urmă și chestii în care te simți confortabil. De exemplu, eu nu sunt mare fan al urmăritului de trenduri, mai ales vestimentare, unde pantalonii magic trebuie purtați peste glesnă, pentru că așa a declarat zeul Kanye. Chestiile de genul mi se par atât de bleh. Cum miroși? E un subiect mai mult legat de igienă personală, na. O să fiu scurt și direct. Dacă puți, fă un duș. Dacă după duș încă puți, mai fă unul. Rezolvă cumva, ca și hainele de care am vorbit înainte, și tu să dați impresia de proaspăt scos din mașina de spălat, nu proaspăt scos din mașina de gunoi. Capiși? Cum vorbești? Ține un pic mai mult legat și de partea aia interioară, dar asta e un fel de mostră pentru exterior, de fapt. Contează foarte mult cum discuți în preajma oamenilor și mai ales în preajma oamenilor care nu au nici cea mai vagă idee despre cine dracu e și ce cauți acolo. Fie prima zi de școală sau prima zi de muncă, oamenii își fac păreri imediat despre tine, așa că asigură-te ca părerea pe care și-o fac să fie una bună și în favoarea ta. 5. Vibe-ul, acel vibe pe care îl simțim cu toții, fie că vorbim pe Discord, reclamă la serverul nostru, serverul Legiunii, hei, hei, sau pe WhatsApp sau pe Insta față de o persoană, vibe-ul pe care îl resimțim și mai puternic când întâlnim acea persoană față în față există. Dacă nu știi la ce mă refer, uite un exemplu. Știi când vezi pe cineva pentru prima oară și în următoarele 2 secunde de când a deschis gura sau doar uitându-te la el, în sinea ta începi să zici: mamă, ce prost e ăsta, sau mamă, ce tută e asta, Doamne. Eu zic ca vibe-ul pe care tu o să-l dai altora să fie unul cât mai pozitiv, gen: mamă, ce bluș peste glezna are ăsta, sigur e o ființă superioară nouă. Voi vede și-o la lea, fie pâinea câterea, chiar aici în țara ta, o să fură cineva. Ce e pe interior? În afară de mațe și tot felul de organe scârboase, legare ce e pe interior aș putea vorbi probabil ore în șir. Dar ca să scurtăm un pic povestea, pentru că trebuie să scot până la urmă și cățeaua asta afară, uite cum stă treaba. E super șmecher să fii o persoană de gașcă cu toată lumea și să ai prietenii apropiați și să ieși la o bere în fiecare seară și să fii de încredere și toate lucrurile astea frumoase. Dar e la fel de clar că nu toți sunt așa. Ok, dacă o dăm mai practic, presupunem că vrei să-ți faci o prietenă, na, și viceversa, sau și ceva, cred că mai ușor versa decât vice. Fii atent, ești fată, pac, te-ai transformat, îmi mulțumești mai încolo. Aici ai un băiat random, nici prea prea, nici foarte foarte, cum poți să-l atragi? Gândește pe rost, bagă-te în mintea ei. Well, avem varianta Angelina Jolie, a.k.a. mamă, și varianta Velma, a.k.a. Scooby-Dooby-Doo. Well, până la o vârstă cel puțin, varianta mamă va fi mult mai ușor digerabilă ca informație, pe când varianta aia, gen Velma, poate fi ea cea mai nice persoană din lume, că bucile frumoase vor câștiga aproape întotdeauna. Eu îți propun combinația asta. Arată frumos, decent și la exterior, cât și la interior. Și așa îți zic că măcar numărul de șanse de a face și a reuși orice în viața asta o să crească cu o grămadă, îți promit eu solemn. De la a-ți găsi un job până la a-ți face o prietenă sau te împrieteni cu cineva, oricine. Și da, știu, nu e cea mai ușoară variantă, dar hey, life is hard, baby. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut. Exemplul final bun, și ca să ne și bine dispunem într-un final, să nu mai plângem că nu suntem buni de nimic, un video random de pe YouTube, hai să vedem concret niște exemple de oameni care, în ciuda faptului că arată cum arată, fix cu moaca asta a lor, plus un gram de talent, au făcut multe milioane de dolari, plus au câștigat pe aici pe acolo niște premii de Oscar. Luis Guzman, nu aveam idee cine dracu e după nume, dar fața asta o voi ține minte pe veci. Forest Whitaker, vai în câte filme geniale a fost tipul ăsta, și chiar și cu ochiul ăla leneș. John C. Reilly, ăsta are până și quote de sub pe IMDb, funny
but uglier than sea. Steve Bush, ce blemi! Acea față a trebuit să vă ridice niște semne de întrebare din start. Și nu în ultimul rând, venea nenea Tyrion, a.k.a. Peter din Clagei. Deci vă rog, frumusețea e în ochiul privitorului, plus pachetul ăla complet de care am vorbit. A, și ca exemple locale, nu că avea vreo relevanță, dar așa ca idee, dacă așa ceva ia bani pe cum arată, te rog, spune-mi, promite-mi că poți mai mult de atât. Doamne! Frunză verde, flori de nuci, hai să-ți pun mâna pe buci! Și asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiune. Eu am fost Alpaca AK de la Giu și la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3, respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Și uite o vorbă de final random înainte să încheie video-ul ăsta. Pentru cine a stat până aici, aproape nimeni nu-și asumă riscul și timpul să te descopere. Puțin o fac. Timpul evident e super mega important. Tu trebuie să știi să te reprezinți cât mai bine posibil, într-un timp cât mai scurt și eficient, ca să nu pierzi trenul. Baftă, boss! I like singing. I like dancing. I like trains.